Filmul începe când un bărbat de vârstă mijlocie pe nume Mark se trezește dimineață de vreme și începe să se împrospăteze. În mod ciudat, el observă că alimentarea cu apă și electricitatea din apartamentul lui sunt întrerupte. În ciuda acestui fapt, Mark se pregătește cumva de muncă, dar când este pe cale să plece, găsește ușa principală bine încuiată. În același timp, își pierde și rețeaua telefonică. Când încearcă să deschidă ușa, observă că a fost închisă cu un etașant din exterior. Supărat, Mark se duce la fereastră să ia puțin aer proaspăt, dar în mod surprinzător chiar și ea este închisă. Chiar atunci vede alți oameni din clădirea opusă bătând în ferestre pentru ajutor. El observă de asemenea un grup de oameni care poartă costume hazmat și se plimbă prin cartier. Ignorând toate acestea, Mark își apucă ciocanul și încearcă să spargă ușa, dar ajunge să se rănească grav. Chiar atunci cineva din cealaltă parte a camerei lui Mark sparge peretele și intră în apartamentul lui. Un băiat înfierbântat, Sergei, și fratele său mai mic, Nico, intră. Sergei merge imediat să verifice geamurile, dar află că și Mark este blocat în aceeași situație ca el. În curând, un cuplu alăturat, Sally și Aiden, vin și ei prin gaura din perete. Se pare că cineva a blocat întreaga podea din afară. Aiden, fiind un ofițer guvernamental, este speriat de situație și prezice că se va întâmpla ceva rău. Încearcă cu disperare să ceară ajutor, dar fără rezultat. Între timp, sună interfonul apartamentului și o voce îi anunță să rămână calm, în timp ce personalul medical încearcă să preia controlul asupra situației. Acest lucru îngrijorează și mai mult grupul deja îngrozit. Mai târziu, Sally, fiind asistentă, tratează mâna rănita lui Mark și îi pune câteva cusături. În timp ce cei doi vorbesc, Mark își amintește brusc de vecinul său în vârstă, Enid. Fără să piardă timpul, îi ordonă lui Sergei să dărâme zidul apartamentului ei și să se aventureze înăuntru. O găsește întinsă pe podea, dar din fericire Enid doar doarme. În scena următoare, întregul grup stă lângă fereastră pentru a afla ce se întâmplă de fapt. Ei observă că muncitorii, purtând costum de materii nocive, construiesc corturi medicale temporare în cartier. Între timp, interfonul sună din nou și de această dată vocea sugerează ca toată lumea să rămână în casă, deoarece a existat o scurgere de gaz nociv. Cu toate acestea, Aiden nu crede asta. El crede că autoritățile încearcă să le ascundă ceva grav. Mark vede de asemenea câțiva lucrători medicali care pulverizează dezinfectați în clădire și escortează niște oameni infectați în tabăra lor. Deodată, când un bărbat încearcă să se elibereze și să fugă, este împușcat de un unitist. Acest lucru șochează pe toți cei care se uită de la ferestre. La scurt timp după aceea, angajații purtători de substanțe nocive încep să intre în apartamentele din apropiere. Când locuitorii nu respectă protocoalele, sunt urâți afară. Asistând la asta, Mark și grupul său își dau seama că personalul medical poate ajunge la apartamentul lor oricând. Prin urmare, încep să se gândească la idei pentru a sparge ușa și a scăpa. După ce deliberat ceva timp despre o posibilă soluție, Mark își amintește că are în apartamentul său niște substanțe chimice corozive care pot fi folosite pentru a topi sigilantul și în cele din urmă pentru a deschide ușa. Grupul începe imediat să caute substanțele chimice. Odată ce le găsesc, Mark le amestecă și creează un amestec, apoi o toarnă pe fundul ușii principale și în mod surprinzător planul funcționează. Sigilantul se slăbește instantaneu și după ce grupul împinge ușa, toată puterea se deschide în sfârșit. După aceasta, grupul începe să formuleze un plan, astfel încât să poată ajunge în siguranță fără a fi prinși. Un lucru este sigur, trebuie să fie conștienți de lunetiștii care se ascund în partea de sus a clădirii. În timp ce discută contramăsurile, Enid realizează că Nico a dispărut. Drept urmare, toată lumea abandonează planul și începe să-l caute pe băiat. Între timp, Nico, îngrozit, s-a tărât în jos prin un orificiu de ventilație, ajunge la un alt etaj și observă câțiva membri ai personalului purtând substanțe periculoase care încearcă să convingă o femeie să vină cu ei. Îi injectează chiar și un sedativ, dar brusc femeia începe să tușească abundent și cade inconștientă. Se pare că aerul a fost afectat de ceva mortal. Între timp, Mark îl găsește în cele din urmă pe Nico și aruncă o frânghie improvizată pentru a-l scoate din orificiu. Dar înainte ca băiatul să o apuce, personalul care observă substanțele nocive îl observă și îl trage departe. Temându-se pentru viața fratelui său, Sergei ia o bâtă de baseball și fuge jos, în timp ce Mark îl urmărește îndeaproape. Curând, cei doi se apropie de tipii cu materii nocive și Sergei, furios, se lovește unul de celălalt. Bărbatul moare pe loc și după aceasta Sergei îl apucă pe celălalt membru al personalului și o duce cu forța la apartamentul lor. Se le caută prin lucruri și găsește câteva grenade fumigene. Acest lucru o face să bănuiască că este ceva în neregulă cu tot ce se întâmplă în jur. Mark încearcă să interogheze femeia angajată, dar Sergei o trage la fereastră și o arată celorlalți oameni cu bilețelul A1. După ce a legat fata, Mark vorbește cu ea blând și o întreabă ce se întâmplă. Fata se prezintă ca Hazel și informează grupul că sunt acolo pentru a ajuta. Auzind asta, Mark încearcă să-și scoată costumul de protecție, dar ea se sperie și ridică din umeri. Acest lucru îl convinge pe Mark că locul a fost infectat cu un fel de virus. Apoi o amenință că va dezvălui totul și acum, cu viața ei în joc, Hazel începe să fie în sfârșit
vorbăreață. Ea dezvăluie că întreaga zonă a fost afectată de un virus mortal care poate ucide oameni în câteva ore. Simptomele includ tuse viguroasă, dificultăți de respirație și chiar orbire. Deși oamenii de știință au lucrat neobosit pentru a găsi un leac, nu a fost găsit nimic concludent. Mark se întreabă de ce toate sistemele de comunicație au fost închise, la care Hazel răspunde că guvernul nu vrea ca publicul larg să știe despre virus. Cu cât oamenii intră în panică mai mult, cu atât va fi mai dificil să stăpânești virusul. Ea dezvăluie de asemenea că oamenii din cameră au o șansă de 50-50 de a contacta virusul. Auzind toate acestea, Sergei devine din nou furios. El apucă repede un cuțit și îi smulge hainele de protecție. Acest lucru o îngrozește pe Hazel, așa că își întinde mâna spre buzunar și își face o injecție. Dar înainte de a o putea folosi, Sergei îi smulge din mână și o păstrează pentru el însuși. În timp ce toată lumea o privește neîncrezătoare, Hazel dezvăluie că vaccinul este încă în modul de testare și nu există nicio asigurare că va funcționa. Prin urmare, cel mai bun lucru de făcut acum este să stai în casă până când autoritățile se ocupă de situație. Noaptea, în timp ce întregul grup discută despre măsurile pentru a ieși din loc, Hazel își trecoară mâna prin fermoar și încearcă să scape, dar înainte să ajungă la ușă, Sergei o prinde la pământ și începe să o bată. Mark încearcă să-l oprească, dar ajunge să se confrunte cu mânia lui Sergei. Scandalul se oprește în cele din urmă când Sergei îl plesnește din neatenție pe Nico și îl face să plângă. Mai târziu, grupul observă o mulțime furioasă de oameni care mărșăluiesc spre clădirea lor. Se pare că și ei vor să se confrunte cu Hazel pentru a afla despre starea actuală. Până în acest moment, toți ceilalți angajați care poartă Hamzat au fost fie uciși, fie alungați. Speriată, Hazel le spune grupului să țină departe gloata cu orice preț, deoarece ar fi putut fi infectați cu virusul. Acest lucru alarmează grupul și blochează rapid intrarea cu un obiect greu. Curând sosește și gloata și începe să bată în ușă. Sally se apropie de ușă și încearcă să-i calmeze, dar este lovită în gât de o bucată de sticlă spartă. Odată cu expirarea timpului, Sergei aruncă bomba de fum asupra oamenilor, supărați, și o tărăște pe Sally în apartamentul lor. Din păcate, este deja târziu și Sally a pierdut mult sânge. Chiar dacă Hazel încearcă din răsputeri să o salveze, ea nu reușește. Acest lucru îi devastează pe toată lumea, în special pe Aiden, care se defectează și merge în cealaltă cameră. În următoarea scenă, după ce grupul înfășoară corpul lui Sally cu o bucată de pânză, îl caută pe Aiden, dar nu îl găsesc nicăieri. Se dovedește că a scăpat deja din apartament, purtând costumul lui Hazel cu materii periculoase. Când ajunge afară, ceilalți rezidenți îl confundă cu un personal medical și îl înconjoară imediat. Îl hărțuiesc pentru vaccinuri și încep să-l bată. Chiar atunci, lunetistul trage lovitură de avertizare, determinând pe toți, cu excepția lui Aiden, să fugă din loc. Din păcate, în ciuda faptului că Aiden poartă un costum cu materii periculoase, el este identificat ca un pacient infectat și împușcat. În altă parte, Sergei iese să verifice intrarea și observă un grup de rezidenți care se grăbesc spre ei. Îi cere grupului său rămas să iasă din cameră cât mai curând posibil. Cu toate acestea, Mark nu vrea să o lase pe Hazel singură, așa că încearcă să o dezlege. Dar înainte de a putea face acest lucru, Sergei, furios, îl elimină cu o bâtă de baseball. Acest lucru o lasă pe Hazel într-o situație precară, fără unde să se ascundă. După ceva timp, Mark își capătă cunoștința și se grăbește să-l caute pe Nico și pe ceilalți. Când se uită prin fereastră, el observă doi tipi cu materii nocive care se pregătesc să elibereze gaz otrăvitor în jurul clădirii. Curând, el își găsește grupul și îl atacă imediat pe Sergei pentru că l-a doborât mai devreme. Este pe cale să-l sufoce până la moarte, dar Enid intervine și îl liniștește. Tocmai atunci, gazul otrăvitor este eliberat peste tot, determinând grupul să se grăbească pe acoperiș. Pe drum, Mark observă cadavrul lui Hazel și devine trist. Între timp, un rezident supraviețuitor din clădire se apropie de Sergei pentru ajutor, dar este bătut cu brutalitate de către băiatul înfierbântat. El continuă să-l bată pe bărbat până când alți rezidenți îl țin captiv. Sergei se uită la Mark și strigă după ajutor, dar acesta din urmă nu poate face altceva decât să închidă ușa și să-și continue drumul spre acoperiș. După un pic de luptă, Mark îl conduce în sfârșit pe Enid și Nicu pe acoperiș. Deoarece este pentru prima dată după zile când respiră aer curat, ei decid să doarmă acolo. În dimineața următoare, Mark se trezește și începe să se pregătească să evadeze din clădire. Cu toate acestea, când încearcă să o trezească pe bătrâna Enid, ea nu se clintește. Se pare că a murit în somn. Acum, cu doar micul Nico rămas alături, Mark vrea să-l protejeze cu orice preț. Îi spune băiatului să închidă ochii cât de mult poate și să se prefacă de parcă joacă un joc. Apoi îl poartă pe Nico în spate și l-aduce jos. Pe drum, Mark dă peste o mulțime de cadavre și devine tulburat, totuși continuă să înainteze. Determinarea lui dă roade în cele din urmă, deoarece două-ul scapă cu succes din clădire. Mark se uită în jur după ajutor, dar nu este nimeni acolo. Chiar și taberele de contaminare au fost pustii. Dintr-o dată aude un anunț în jur, sugerând oamenilor să rămână în casă. Dacă cineva, în afară de personalul medical, este văzut, acesta va fi reținut. Drept urmare, Mark își îmbracă un costum hazmat și își continuă să iasă din zona cu Nico. Din păcate, doar după câteva minute se confruntă cu un bărbat din clădirea opusă, care îl confundă pe Mark cu unul dintre cadrele medicale.
spitale. Menționează că soția sa a murit din cauza virusului și că autoritățile i-au luat fica. Apoi îl apucă pe Nico și înfinge o bucată de sticlă ascuțită. Mark încearcă din răzputeri să-l facă pe bărbat să înțeleagă că și el este un civil, dar eforturile lui sunt zadarnice. Tocmai atunci Nico scapă de bărbat, dar Mark nu este atât de norocos. Este înjughiat în stomac și rănit mortal. Supărat, Nico îl ajută pe Mark să se ridice, iar în timp ce cei doi se îndepărtează încet, atacatorul își dă seama de greșeala sa. După un timp ajung într-un parc din apropiere, iar Mark stă pe un leagăn. Apoi dă lui Nico telefonul mobil și cere să-i facă un apel imediat ce primește rețeaua. Micuțul Nico, uitând că singurul lui prieten este pe moarte, încearcă să-l ridice, dar Mark se preface că este obosit. Îi spune lui Nico că îi se va alătura la scurt timp după ce a tras un pui de somn. Băiețelul crede asta și își continuă drumul, în timp ce Mark cedează în cele din urmă rănilor sale. În ultima scenă, Nico este surprins de câțiva membri ai personalului care poartă substanțe nocive care injectează un sedativ. Când deschide ochii, se întâlnește cu alți copii de vârsta lui. Unul dintre membrii personalului care poartă substanțe periculoase se apropie de el și îl asigură că totul va fi bine. Filmul se termină când Nico își folosește telefonul mobil și se gândește dacă să sune sau nu.